Bun găsit! Avem superlună albastră. Ce este o superlună? Ce este o lună plină albastră? Lună plină albastră, superlună plină albastră. Această superlună plină albastră se formează pe 31 august la ora 4:35-4 dimineața, ora României, și se formează pe axa vindecătoare Fecioară-Pești. Avem soarele în Fecioară la gradul 7:25 și luna în Pești se formează în opoziție soarele și luna, această super lună plină. O super lună este foarte aproape de Pământ, este mult mai vizibilă, mult mai strălucitoare. Luna este la perigeu. În momentul în care se află la perigeu, în mersul ei pe eliptică, pur și simplu vrea să ne spună că este acolo, este aproape de Pământ și vrea să ne elibereze de toate emoțiile, de toate lucrurile care ne blochează. Pentru că luna plină asta face. Iar cu cât este mai aproape de Pământ, din când în când, la o perioadă de timp, avem aceste luni pline, atunci când ele se formează în când se formează foarte aproape de Pământ și ele sunt la perigeu. Poate să fie și lună plină și lună nouă. Superluna poate să fie și plină, poate să fie și nouă. Dar de data aceasta avem o superlună plină. Luna plină albastră este atunci când avem două luni pline într-o lună calendaristică. În momentul aceste lunații sunt destul de rare. În momentul în care avem două luni pline într-o singură lună calendaristică, așa cum a fost luna august, am avut la începutul lunii august în Vărsător și acum o lună plină în Pești la final de august, pe 31 august. Acestea sunt, desigur, cu o semnificație aparte, pentru că sunt încărcate cu foarte multă energie. Oricum este și superlună, și albastră, și pe o axă vindecătoare, și la pachet cu Saturn, și într-o perioadă în care avem multe planete retrograd. Mă gândeam dacă să vă enumăr câte planete sunt retrograd. Avem Venus retrograd, Mercur retrograd, Pluton retrograd, Saturn retrograd, Neptun retrograd, Chiron retrograd, Uranus retrograd. Sunt suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retrograduri, 6 planete retrograd. Dacă luăm în calcul și asteroidul Chiron, ar fi 7. Din 8 care pot retrograda, din 8 planete care pot retrograda, noi avem în această perioadă 6 retrograde. La această superlună plină avem 6 planete retrograd plus Chiron și el, asteroidul numit Vindecătorul Rănit retrograd. E foarte clar că avem nevoie să revizuim, să regândim, să reanalizăm, să refacem multe lucruri în cele din urmă. Frumusețea acestui eveniment este că va fi o lună plină cu o încărcătură extraordinară și este o oportunitate de a elibera trecutul, de a cerne adevărul de iluzie, având în vedere că Saturn este în conjuncție cu această lună plină, este foarte, foarte aproape. Saturn se află la gradul 3, luna plină la gradul 7, adică avem o conjuncție foarte strânsă, foarte strânsă cu luna. În momentul în care avem o conjuncție atât de strânsă, iar Saturn în Pești cerne adevărul de iluzie, scoate adevărul la suprafață, ne eliberează de poverile karmice și de rănile trecutului, de karmele noastre, ne le arată care sunt și ne spune foarte clar, e timpul să cureți, ni se curăță aura, într-un fel. Oportunități noi și cumva contextul favorit de a recapitula ce anume trebuie eliberat și a recapitula la ce trebuie să renunți, ce te împiedică pentru a trăi viața așa cum tu ți-o dorești sau, mă rog, pur și simplu așa cum o merităm cu toții, bună și frumoasă și relaxant. Se renoiește
cumva direcția, se reînnoiesc foarte multe lucruri. Luna aprilie vine să facă curățenie. Toate planetele retrograd vor și ele același lucru. Regândire, organizare, revizuire, nu doar de la Mercur retrograd, cât și toate celelalte vor același lucru. Nu poți îmbrățișa noi oportunități dacă nu faci curat în viața ta. Este o energie profundă, o energie în care pur și simplu veți avea o înțelegere extraordinară, claritate în mintea voastră, pentru că Saturn, fiind la pachet cu această lună plină, e clar că are o semnificație puternică legată de karmă. Saturn fiind, cumva, să spunem așa, lordul karmei, mă rog, el mai poartă și denumirea de marele malefic, lordul karmei, profesorul universului sau procurorul universului. Oricum, această combinație, acest cadru ne obligă să ne asumăm responsabilitatea, pentru că Saturn este legat de responsabilitate. Îmi asum responsabilitatea să eliberez poverile karmice, să eliberez bagajele care mă țin pe loc, să eliberez acele lucruri care nu-mi dau voie să înaintez. Foarte intens. Să știți că este o lună plină într-un context rar, foarte, foarte, foarte rar, extraordinar. Ceva ce nu a mai fost și nici nu o să mai fie, pentru că fiecare lună plină este unică, iar aceasta este deosebită, este o lună plină super deosebită. Veți fi conștienți de fricile voastre, de anxietățile voastre, de locurile sau sectoarele din viață în care fiecare în parte are de cumva de confruntat frica, anxietatea, pentru a-și îmbrățișa sufletul, sinele autentic. Această lună plină vă ajută să eliberați fricile, anxietatea, temerile, ura, lucrurile care pur și simplu vă îndepărtează de vindecare, pentru că această lună plină se formează pe calea, pe axa vindecării. Axa Fecioară Pești este o axă a vindecătorului, este o axă și a sacrificiului, este o axă și a speranței, dar în special legată de vindecare. Veți aprofunda foarte multe lucruri în această perioadă, la această lună, superlună albastră, care o să se facă simțită încă de la începutul săptămânii. Poate că nu veți dormi foarte bine, poate că veți avea tot felul de momente de agitație, de tensiune, de irascibilitate, poate chiar să simțiți că vă umflați, că rețineți apă, vă umflați în sensul în care rețineți apă sau vă îngrășați un kilogram sau chestii de genul acesta. Aveți nevoie să vă eliberați, să faceți spațiu în viața voastră, să umpleți acel spațiu cu iubire după ce ați făcut curățenie și să lăsați să vină ceea ce este potrivit pentru voi, bineînțeles cu răbdare. Aceste retrograde, cel puțin așa cum sunt ele văzute, o planetă retrograd este o planetă care încetinește, nu care merge cu spatele, ca să ne înțelegem. Este o mișcare aparent retrogradă pe care așa noi o observăm de pe Pământ. Planeta încetinește. În momentul în care oricare din aceste planete care au încetinit, au intrat în retrograd, în momentul acela mesajul planetei este foarte clar. Încetinește și tu. Asta aveți de făcut. Să încetiniți. Sunt 6 planete din 8 care pot retrograda. Încetinește. E important să încetinești. Energia acestor planete retrograd vă îndeamnă să priviți în trecut. Este timp pentru a reflecta, pentru interiorizare, pentru a observa, pentru a înțelege ce poate fi schimbat, cum poate fi îmbunătățit, ce trebuie făcut. E important să folosiți acest timp pentru o călătorie în interiorul vostru. Din interior vei aranja lucrurile în exterior, ci nu invers.
aranjezi lucrurile în interior, se așează și în exterior. E foarte simplu. E foarte, foarte simplu. Această energie vă îndeamnă să mergeți în interior, să vă conectați cu lumea voastră interioară, să faceți ordine în interior și să aveți încredere în intuiția voastră, în bogăția voastră interioară, în înțelepciunea voastră. Natura, plimbările în natură, meditația, rugăciunea, jurnalul, scrisul în jurnal, băile în sare, ceaiurile, plimbările, cumva arta, desenul, pictura, fotografia, toate sunt metode prin care voi vă puteți relaxa și vă puteți găsi liniștea. Luna plină în pești, această super lună albastră, poate să aducă vise profetice, poate să aducă semne din univers, poate să vă îndemne să călătoriți în interior, fiind ghidați de visele voastre, de semnele pe care universul poate să le trimită. Semne, vizite de la persoane care nu mai sunt, adică să visați o persoană dragă care a murit, să visați anumite simboluri, semne, mă rog, care pentru voi înseamnă ceva. Dar atenție, vă rog să nu o luați, să faceți din orice semn, aoleu, sigur înseamnă aia, înseamnă aia. Le observăm, le mulțumim că au apărut semnele respective și mergem mai departe, adică nu rămânem blocați în poveștile alea, da? Că nu e ok. Adică am visat nu știu ce, știu că înseamnă nu știu ce pentru mine, gata, merg mai departe. Nu rămân blocat în cine știe ce poveste, să nu mai pot să ies de acolo. Adică rămânem totuși aici pe pământ, pământeni, e foarte important. Dar da, în această săptămână puteți să primiți mesaje de la îngerii voștri, de la ghizii voștri sau de la alte persoane care, mă rog, entități sau diverse. Există o magie extraordinară pentru că peștele este un semn magic, fecioara, toate semnele sunt magice, dar această axă fecioară-pește, axa vindecătorilor, este o axă magică. Energia peștelui ne conectează cu mediumitatea, cu mediumii, da? Cei care sunt mediumi au foarte multă energie în pești, cei care au vise profetice, care au tot felul de deja vu, care se conectează cu tot felul de spirite, de entități, de nu știu ce. Au energia asta a peștelui foarte puternică pe hartă. Astfel că plutește magia în aer și este momentul să curățați foarte multe la această lună plină. Momentul potrivit de a curăța, momentul potrivit să curățați casa, gândurile voastre, aura voastră, să curățați cât mai multe. Momentul potrivit pentru a curăța corpul energetic, pentru a curăța câmpul vostru auric, pentru a curăța viața voastră, pentru a curăța mintea voastră, dulapul vostru cu hăinuțe, eu știu, de baraua plină de oale și olicele și ulcele și alte vesele. Pur și simplu este momentul să faceți curaj și să donați acele obiecte pe care nu le mai folosiți și care ar putea fi de folos altora să se bucure alții de ele. Această lună plină vă atrage atenția să faceți curățenie în viața voastră, să vă urmați intuiția și să faceți curățenie în viața voastră. Luna plină poate să declanșeze, cum spuneam, tot felul de situații, să iasă la suprafață o mulțime de lucruri. Cel mai bine ar fi să vă asumați responsabilitatea pentru toate lucrurile care ies la suprafață, mai ales că Saturn este împreună cu această lună plină albastră, super lună plină albastră și acest Saturn aici vă îndeamnă să fiți asumați pentru viețile voastre. Asumarea viselor. Degeaba am un vis dacă nu sunt asumată cu el, să-mi fac un plan foarte clar. Folosiți energia lunii pline pentru a vă asuma visele voastre, visurile, visele voastre. Adică energia lunii pline, acurat, văd care e visul meu și mi-asum un plan de muncă, de acțiune pentru a îndeplini acel vis. E foarte simplu. Eliberez bagajele karmice, poverile karmice, frici, temeri, anxietăți. Am făcut curățeni. Mi-am pus speranța, credința, mi se testează foarte mult credința. Mi-am pus credința, speranța într-un vis.
Ăsta e visul meu. L-am pus acolo, pe hârtie. Și bineînțeles, apoi, foarte important, mă apuc să fac un plan pentru acel vis, că doar visez eu așa și mă uit la lună, nu o să se întâmple nimic. Visez, mă uit la lună, dar mă apuc și de treabă. Astfel că Saturn vă îndeamnă să faceți primul pas pentru a vă asuma responsabilitatea viselor, visurilor voastre. Saturn este despre limite, despre granițe, momentul potrivit pentru a stabili granițe personale. Foarte mulți nu știți să spuneți nu, foarte mulți vă sacrificați pentru alții și sunteți dominați, vă sacrificați, vă lăsați pe voi ultimii, nu știți să puneți granițe personale. În această perioadă și la această lună plină este o șansă extraordinară de a pune limite, momentul pentru a turna o limită, pentru a pune un gard. Ai o casă frumoasă, ai îngrijit-o, ai curățat-o, ai curățat grădina, poți să pui gard pentru dăunători, pentru hoți, pentru oricine. Este normal și firesc să ai gard sau ușă la casa ta, nu lași casa fără ușă. Ai ușă și închizi și cu cheia. Mă rog, am mai auzit că mai sunt sate, orașe în care nu se închide ușa, nu se poartă bine. Noi nu ne aflăm chiar cu toții prin acele locuri. Foarte frumos. Dar nu e vorba doar să nu intre cineva în casa ta, dar poate să intre un animal, poate să intre un ceva. Adică e foarte bine să ai gard la curte și ușă la casă. Indiferent, nu e vorba doar de să nu intre cineva să-ți fure, că poate n-are ce să-ți fure. Ce să furi? Vaza cu flori sau statueta albastră de care m-au întrebat foarte mulți? Nu. Dar e vorba de pur și simplu a pune niște limite, a fi o intimitate, de a, pur și simplu de a proteja. Această energie vă învață foarte multe lucruri. Adică Saturn împreună cu luna plină vă învață foarte multe lucruri și a spune cumva că este important să fiți atenți la semnele care vin, la semnalele care vin, pentru că este o poartă importantă prin care puteți trece. În primul rând să puneți limite, să vă asumați responsabilitatea pentru viețile voastre și totodată să vă angajați în transformarea sufletului. Această super lună plină în pești este vindecătoare și transformatoare pentru sufletul vostru. Așadar, folosiți-o cu înțelepciune pentru că e foarte important. Vă oferă libertatea de a manifesta, vă oferă oportunitatea de a intra în contact cu sufletul vostru, de a îndepărta ce nu vă mai este benefic, de a crea spațiu, astfel să aduceți în acel spațiu ceea ce aveți nevoie pentru transformarea voastră, pentru transformarea sufletului vostru. Un moment extraordinar pentru dezvoltare. Pot fi foarte multe curățări de frici, temeri, bagaje emoționale, pur și simplu vibrația aceasta, energia peștilor, fecioară pești, poate să vă sporească intuiția, să vă activeze abilitățile mediumice, vise, deja vur, premoniții, tot felul. Să fiți atenți la ce visați și să fiți pregătiți pentru a vă încărca cu aceste raze extraordinare care pur și simplu vă ghidează spre vindecarea voastră și spre scopul vostru cel mai înalt, pentru că fiecare lunație, de fapt, în cele din urmă, vine cu puterea de vindecare. Vindecare, transformare, evoluție. Am un ritual care e format din două ritualuri. Am un ritual, dar de fapt sunt două ritualuri. Înainte de a pune ritualul, știu că cei mai mulți le realizați. Vă mulțumesc că le realizați, aștept feedback-ul de la voi. Am primit niște feedback-uri foarte frumoase, mai ales la ritualul Banii trag la bani. Mi-au spus câteva
domnișoare și chiar doamne, că au avut succes. Banii trag la bani, adevărat. Sunt ritualuri jucăușe, simpatice. Nu strică nimic să le faci. Bine, nu să ai vreo așteptare că, domne, gata, ai făcut ritualul și să vezi acum ce se întâmplă. Poate se întâmplă, depinde cât meriți și ce meriți și ce ai tu de făcut în viața asta. Că o să ți se dea dacă ceri, cere și ți se va da. Când mai rămâne de văzut în funcție de ce faci, cum, în ce fel, sub ce formă, la fel. Lași universul să fie creativ, că el știe cel mai bine. Dar vă mulțumesc pentru feedback-uri, like, share, subscribe. În cazul în care YouTube-ul oprește aceste, cum se cheamă, comentarii, eu o să le activez din nou, sper să nu mai fie această problemă și sper să lăsați cât mai multe comentarii și să dați share la acest clip. Mă ajută foarte, foarte mult. Prima dată avem un ritual baie purificatoare. Uneori ai nevoie de o soluție rapidă prin care să te relaxezi și să te purifici. Și dacă se poate să amesteci sare, rozmarin și lemn de santal, adică ulei de lemn de santal, pentru eliberarea energiilor negative care se au lipit de tine, iar această baie purificatoare ar putea să îți restabilească și energia. Și în timp ce tu folosești aceste uleiuri, da, le poți pune în gelul de duș. Sarea o poți pune pe cada boii sau, mă rog, a dușului sau, mă rog, poți face baie, poți face duș cum vrei tu. Dacă faci duș, poți să pui câteva picături de ulei de santal, lemn de santal, ulei de rozmarin și sarea o pui, stai cu cioarele pe ea. Sau poți să pui în cadă sare, lavandă, portocală, petale de trandafir, fiecare cum poate, orice variantă le puteți pune și împreună. Și în timp ce faceți această baie purificatoare, spuneți așa: îndepărtez tot ce este impur din mintea, sufletul și trupul meu. Sunt o persoană calmă, echilibrată, îmi cunosc adevărul și îl spun. Pur și simplu faceți această cadă, baie, duș, când vreți voi, ce vreți voi. La data de 31 septembrie, în special, se poate face pe 31 seara, chiar dacă luna plină se formează dimineața, cum vă ziceam, dar luna plină durează 2 zile și jumătate. Bineînțeles că această baie purificatoare cu această afirmație, adică să-ți pui: îndepărtez tot ce este impur din mintea, sufletul și trupul meu. Sunt o persoană calmă, echilibrată, îmi cunosc adevărul și îl spun. O poți face oricând acest ritual de baie purificatoare, că e baie, că e duș, că e cadă, că e ce vrei tu. Poți să intri și în mare și să spui chestia asta. E în regulă, fiecare cum dorește. Ceai de salvie cine vrea să consume. E minunat. Dăm prin casă cu toate, deschidem fereastra, nu lăsăm în casă să ne intoxicăm cu fum. Apropo, probabil că data viitoare o să vă și arăt cât fum poate să iasă de la un bețișor de bețișor parfumat. Adică nu trebuie să te nece, să leșine cățelul în casă sau copilul sau ce mai ai tu pe acolo. Pur și simplu, da, ați văzut bețișoarele alea, cât fum să iasă. Deci nu aprindeți mănunchiul de bețișoare parfumate. E vorba de intenție, da? Sau și cu salvia. Se dă puțin foc și se stinge și iese fumul. Acolo la salvie, într-adevăr, e mai greu fumul. Dar deschideți ferestrele, da? Nu le lăsăm așa. Oricum nu se purifică nimic dacă fereastra e închisă. Rămâne energia tot în casă. Tu vrei să o dai afară, să o scoți, să se elibereze în univers și să o purifice vântul, să o ducă în necunoscut, în pustietăți, cum s-ar zice, da? Așadar, atenție cu chestia asta, da? Cu palosanto, cu uleiuri, cu ce vreți voi, cu tămâie. Deci nu dăm așa, dăm și noi cât să fie ok, să nu tai fumul cu cuțitul, cum era vorba, tai fumul cu cuțitul, nu tăiați fumul cu cuțitul. Ne-am înțeles. Ok, partea a doua de ritual. Acest ritual a mai fost povestit de mine într-un workshop, dar acum este momentul potrivit să-l ofer public.
Pentru că Saturn se află aici la, acest, la această lunație, la această lună plină, foarte aproape de luna plină. Este un ritual care vă învață să spuneți nu, să nu vă mai sacrificați. Ritualul pentru a spune nu, pentru a nu te mai sacrifica. Și aveți nevoie să învățați, să aveți hotărâre și să spuneți nu cu bunătate și încredere. Nu datorați nimănui explicație. Dincolo de îmi pare rău, pur și simplu nu pot să accept asta chiar acum. Sau nu pot să te ajut acum. Aveți nevoie de o lumânare albă, de un jasp, cuarț roz, turmalină neagră. Nu aveți toate aceste pietre, oricare dintre ele, sau le puteți înlocui. Aprindem o lumânare albă. Când aprindeți lumânarea, spuneți, timpul meu are valoare. Echilibrul meu de viață are valoare. Energia mea are valoare. Așezați pietrele într-un triunghi în jurul lumânării. Așezați cuarțul roz în față și celelalte două pietre de fiecare parte în spatele lumânării. Merit să trăiesc fără vinovăție în ceea ce privește alegerile mele. Sunt propria mea persoană cu dreptul de a lua propriile decizii. Îmi echilibrez activitățile cât pot. Fiecare domeniu al vieții mele merită propriul spațiu și atenție. Nu voi fura timp sau energie de la niciunul dintre ele pentru a satisface așteptările altcuiva. Energia mea este a mea. Nu aparține nimănui în afară de oamenii cărora aleg să-l o dau. Este protejată de cei care ar fura-o sau abuzează de ea. Lăsați lumânarea să ardă până la final. Purtați acele pietre într-o punguță pentru a avea energia dumneavoastră și purtați-le cu voi atunci, nu știu, la muncă, unde tu știi că ești abuzat, că nu știi să spui nu, că nu poți să spui nu, că te ține șefa 7 ore după muncă și tu ți-e greu să spui nu, nu mai stau, că nu am de ce să stau, că nu e în fișa postului meu să fac munca a 10 oameni sau, mă rog, vă e frică să spuneți nu. Purtați cu voi aceste pietre. Atenție! Că o să apară prima problemă. N-am piatra, n-am nu știu care piatră. Pot fi și pietre de afară din parc, nu contează. Trei pietricele. Da? Dacă le aveți pe astea, eu am dat ca și exemplu. Cuarțul roz aduce armonie, turmalina protejează, jaspul verde, spre exemplu, lucrează la echilibru, jaspul roșu tot la echilibru. Jaspul e de mai multe feluri, puteți avea de oricare. Folosiți chiar și trei turmaline, trei ce vreți voi, nu aveți nicio piatră, ieși în fața blocului și tot găsești trei pietricele. Dacă se poate să fie pietre semiprețioase, super, dacă nu, nu. Și formați așa un triunghi, lăsați lumânarea să ardă, pietricelele au fost încărcate cu intenție, cu intenția de a spune nu, scrieți și voi ce v-am zis acolo. Da, merit să trăiesc fără vinovăție în ceea ce privește alegerile mele, sunt propria mea persoană, cu dreptul de a lua propriile decizii, îmi echilibrez activitățile cât pot, fiecare domeniu al vieții mele merită propriul spațiu și atenție, nu voi fura din timp sau energie de la niciunul dintre ele pentru a satisface așteptările altuia, energia mea este a mea, nu aparține nimănui, da? Deci timpul meu are valoare, echilibrul meu de viață are valoare, energia mea are valoare. Pur și simplu învățați să spuneți nu, cu bunătate. Îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Și lucrul ăsta este valabil și pentru acei clienți ai mei care uneori, de multe ori, vor să-i ajut după ce sesiunile noastre s-au terminat. Nu se prea poate. Uneori poate pot să mă uit un minut, cu mare drag mă uit dacă pot, dar de cele mai multe ori nu am cum. Nu e că nu vreau, dar ar însemna să iau din timpul altei persoane ca să răspund alteia. Ceea ce nu este corect. Ai avut ora ta. În timpul ăla ce ți-a fost dat de sus să afli, ai aflat că vreți mai mult, e altă treabă. Oricum se primește destul de mult, așa toată lumea poate să vrea mai mult. Învățăm mai multă recunoștință și poate vom primi răspunsuri pe miliarde de căi posibile. Învățați să spuneți nu. Poate că omul ăla să mă înjure 3 secunde, dar după aia să înțeleagă. Bă, stai așa că trebuie să înveți să ceri. Dar trebuie și să înveți să accepți când ai fost refuzat cu cerința ta. Să respectați, voi sunteți respectați că ați cerut ceva, dar și cineva este, trebuie să fie respectat dacă vă refuză. Adică șefii voștri vă pot spune să stați peste program, e dreptul lor, dar e și dreptul vostru, dreptul lor, mă rog, în ghilimele, ei au voie să ceară, nu o să pună nimeni lipici la gură să nu ceară.
dar e dreptul vostru să refuzați. Sper că m-am înțeles, da? Adică să fie cât mai clar și cât mai simplu. Ideea este foarte clară. Ritualul vă ajută să învățați să spuneți nu. Când îl puteți face? 31 august, 1 septembrie și oricând vreți voi în această viață, dar este foarte important să fie făcut la lună plină în Pești și cu Saturn în Pești. Adică anul ăsta Saturn e în Pești, o să mai fie și anul viitor, dar apoi o să mai fie peste vreo 30 de ani împreună cu luna în Pești. Sau mă rog, probabil să fie și în 2026, dar n-am calculat, 2025, dar n-am calculat exact. Însă anul ăsta este 100%, este un aspect foarte puternic, pentru că lună plină în Pești o să fie mereu. Dar super lună, lună plină albastră, cu Saturn la pachet, nu o să fie prea curând. Poate, cine știe dacă o să mai fie vreodată sau o să mai prindem noi aceste timpuri. Așadar, profitați atunci, acum. Dacă nu aveți timp să faceți ritualul sau să spuneți afirmațiile astea, le puteți face oricând până la următoarea lună nouă. Dar aș recomanda, sau mă rog, cât e Saturn prin Pești, dar aș recomanda să-l faceți, cum era, bate fierul cât e cald. V-am pupat, vă iubesc și lună plină magică!